Bun găsit o nouă ediție a emisiunii Cocktail în care facem analiza evenimentelor din ultima perioadă din Buzău. Evenimente, evident, sunt lucruri de actualitate pe care le discutăm de această dată cu profesorul Calin Iosef. Bine ați revenit, domnul Iosef. Bună ziua, bine v-am regăsit. Astăzi o să am chiar un material la care o să țin, îl păstrez așa mai pentru mai încolo, mai ales că am participat la acest eveniment. Un eveniment cu o puternică simbolistică, dar ținem să precizez acest lucru, chiar dacă n-am dat niciun amănunt, niciun detaliu. Și chiar îmi doresc ca mulți dintre telespectatorii care deja sunt comutați pe campus să rămână în fața televizoarelor. Deci, avem astăzi mai multe probleme pe dezordinea de zi, așa cum îi spun eu. Începem cu prima, cea legată de faptul că inclusiv primarul Constantin Toma recunoaște faptul că asfaltările contractate de o firmă în afara celei a primăriei Urbis, în afara de Urbis, merg cam anevoios. Este nemulțumit de faptul că lucrurile nu merg așa cum ar fi trebuit până în momentul de față, condițiile în care firma respectivă a câștigat licitația. A fost agreată, da, a fost aleasă să execute lucrări la străzile de pământ. Și ca să vezi ce, nu a existat stradă pe care să nu apară probleme. Lucrări începute, lăsate de izbeliște. Lucrări începute în sensul că au pregătit terenul, după care n-au mai trecut pe acolo. Poate că s-au îngrenat de la bun început pentru o gogoașă prea mare pentru ei. De aceea sunt tot felul de discuții cu constructorul, care este presat în fiecare zi aproape de către cei din Palatul Comunal să se țină de treabă. Noi avem astăzi exemplul uzinei, tot ca urmare a unor reclamații venite din partea unor cetățeni, care și până acum ne-au sesizat și alte situații similare sau situații în care, repet, lucrările au fost lăsate, abandonate. Pe Uzinei, care este o stradă ce dă din Transilvaniei, paralelă cu Răscoalei, au decopertat pământul, au pregătit terenul și așa l-au lăsat. O să se vadă și în imagine despre ce este vorba. Nu înainte de a da câteva dintre doleanțele cetățenilor de acolo, de pe strada Uzinei, cu care astăzi noi am vorbit. Foarte revoltat sunt, am văzut. Și pe bună dreptate, haideți să urmărim materialul. Domnule, are, să nu mint așa, în jur de 3 luni. Muncește jumătate de oră și mai muncim peste 2 luni, că ne trebuie bani. Așa vrei. Așa vrei, ce Ei, trebuie numai să la știi? bani se întinde, dar... Am făcut și eu armata la 0659 de Revoluție. Nu se pune nicio întrebare, domnule, ne vede țigani. Dacă avem nevoie de un buletin, nu ni se face. Dacă furăm o găină, trimite mascație. Domnule, suntem niște oameni cinstiți, știm să muncim. Am și o pensie, am muncit la salubritate. Nu se face nimic cu țiganii, domnule. N-are nicio putere de convingere. Vreau să vă mulțumesc că astăzi v-ați oprit în dreptul meu să dau o putere de convingere să vorbesc. Da, ar fi trebuit acum până vin ploile și stau și aici oameni și îi plătesc ca toată lumea impozitele. Așa ar fi normal. Că și noi tot așa până de curând cu noroaie. Deci mă duceam la serviciu, vreau să spun că veneau colegii mei că lucrez la... Nu lucrez în Buzău. Veneau colegele mele, mai bine eu veneam cu ghete și cu Adidas, că altfel nu puteam să circul pe stradă. Ce trebuie să fac? Să facă odată strada asta, pentru că nu mai putem să mai intrăm înăuntru. Ne Nu se face facem nimic. aici de comandă. Deci noi intrăm, O dacă dă găină primul toată ploaie, singură. noi ne inundăm aici. N-avem pe unde La să ce a trăim. făcut aici strada asta așa? Mai bine o lăsa Lăsa așa, așa. dacă să știa că nu face nimica. Lucrează o jumătate de oră și după aia pleacă. Ei sunt buni numai pentru bani? Au lăsat așa. Chiar așa a lăsat. Asta e. Asta e România noastră, nu? Eu așa gândesc. Dar avem copii la școală, avem o... Nu știm cum să... Ce să mai facem, cum să-i ducem? Dacă încep ploile, noroi, gata. S-a terminat tot. Asta e. Să ne facă, să nu dea pe dreapta banii. Uitați-vă ce e aici. Canalizările la ce... Uitați la ce față de sol. Uitați cum au făcut. Și-au spart lumea băile la mașini aici, aripile. Scutul din față de la mașini, vecinul ăsta de aici, și-a rupt scutul. Bătaie de joc de 2 luni aproape.
Nu se mai poate așa. Copiii unde sunt? Mașinile unde intră? Uite, lui băiatul meu i s-a stricat de la mașină, toate alea. Da. De la canalizări. De la canalizări de aici, de la... Cu ce merge? Ginerii mi-o la fel. Pe am două mașini care sunt stricate, sunt pe, în capăt acolo, vecine, că mă tale știi, că doar ai văzut, doar că... Da. Așa. Uite, în capăt acolo, nu mai poți să mai funcționeze cu el. Ce facem? Stricăm mașinile pentru cei care nu-și face datoria? Domnule, pentru ce sunt plătiți? De ce nu ne-a lăsat? Mă, ne-a lăsat așa dacă nu-și face datoria. Să vină, domnule, odată că vine iarna, acum vine ploile mai mari, ce ne facem? Da, un disconfort creat acolo, domnul Iosef. De obicei știți că moderatorul trebuie să fie imparțial. Eu chiar susțin că oamenii au dreptate. De ce? Pentru că a fost creat un disconfort prin faptul că au început o lucrare și prin faptul că nu au continuat-o. Să știți că eu nu țin cu firma. Da, așa s-a întâmplat și pe pasajul lui. Cred că tot așa, vreo două luni de zile, deci au... Unde anume? Pe pasajul lui. Eu, capăt de stradă, între Islazului și Răchite. E o porțiune de vreo 100 și ceva de metri de stradă. Poate să vedem imediat imaginele de acolo, să vadă și alții cum arată strada asta, lăsată așa, și neatacată. Tot așa, deci... Cred că tot, cam în jur de două luni a rămas, după ce s-a pregătit pentru asfalt, cam vreo două luni a durat până a fost finalizat. Și acum arată bine. Acum s-ar putea ca firma să n-aibă suficientă forță să atace toate lucrările și din cauza aceasta să înceapă și să treacă la altă lucrare, mai trimite probabil și în altă parte. Dar cam așa au stat și cei de pe pasajul ăsta, vreau să vă spun, la fel. Dar oamenii au înțeles că până la urmă se va finaliza. Și cred că și aici nu o să... Adică ei se impancietează mai mult acum pentru că se apropie sezonul rece și e foarte posibil să înceapă ploi și dacă începe frigul, chiar nu mai pot să facă nimic pe această stradă. Da, plus că sunt dâmburile acelea pe care o să le vedem. Da, e vorba de... De la gurile de canal. De la gurile de canal, da. Da, pentru că oamenii au pregătit, mă rog, să asfalteze și au săpat acolo, decopertat o parte din pământ. Lucru care, până la urmă, domnul Iosif, cum spuneau și cetățenii de acolo, mai bine nu făceau nimic și veneau direct. Ce se întâmplă? Există, probabil că au... ca firmă de construcție așa care face lucrări de acest gen, are un plan de lucrări, un grafic de lucrări și în modul acesta cred că și-au planificat și ei. Deci, probabil că este și o anumită tehnologie, trebuie să lasă să se așeze oarecum, pentru că dacă nu, știu că înainte așa se făcea, cel puțin acum 10-15 ani, trebuia să plouă bine de câteva ori ca să poată să se înceapă să se taseze bine. Da, scuze. L-ați reușit să pune telefonul pe silențios, o să vorbesc puțin mai tare, ca de obicei. Da, o să dăm declarația și a domnului primar. Până la urmă, este o declarație firească în contextul în care există foarte multe nemulțumiri. Nemulțumiri despre care primarul știe foarte bine că este primul sesizat în astfel de situații. Are oameni pe care îi trimite pe teren pentru a verifica cum se derulează asfaltările acestea în lotul celor 43 de străzi de pământ, da? Cel câștigat de firma bucureșteană. Și astăzi a declarat-o răspicat, liderul șef, faptul că nu este mulțumit de modul în care s-a lucrat de către firma aceasta din capitală. E vorba de calitatea lucrărilor sau de modul de timp? Există timpul... de timp, da? De modul în care se mișcă. Ritmul de asfaltare. Ritmul să urmărim declarația și ce altceva a mai precizat primarul Constantin Toma în legătură cu aceste asfaltări. Da, lucrează mai slab decât Urbisul, dar avem control permanent acolo, se fac analize de progres, avem oameni dirigente de șantier, avem oameni permanent în teritoriu. Mă duc și eu seara când scap de acești mai prin lumină, sunt pe toate șantierele, a doua zi chem aici dacă am observat ceva aiurea. Deci nu sunt mulțumit, bineînțeles că nu sunt mulțumit și n-am să fiu mulțumit niciodată, că lucrurile pot fi și mai bune. Se putea merge și cu mai mare viteză, dar din moment ce hârtia a fost licitație publică, a venit cu 60% la preț, probabil dacă venea o firmă gen Strabag, erau toate terminate. Dar era cu 40% mai scump. Ieftin, dar...
să fie, da, asta... Am înțeles că s-a modificat, sau se încearcă să se modifice legea achizițiilor și să nu mai meargă întotdeauna pe prețul cel mai mic într-o astfel de licitație, pentru că cei mai mulți spun că să se ia raportul optim între calitate și preț. Adică să nu mergi pe prețul cel mai mic, pentru că e foarte și posibil să... Și primarul la fel a susținut faptul că asta este legea și... A fost nevoit să desemneze câștigător... Prețul cel mai mic. Da, cu prețul cel mai mic. Acum am înțeles că se dorește modificarea legii pentru a putea să se facă marile lucruri de infrastructură, care știți că din cauza contestațiilor pot să dureze... Deci începerea unei lucrări poate să dureze și 2 ani de la ținerea unei licitații. Deci... De pe crinul, tocmai datorită acestor contestații. De pe crinul lui, domnul, eu nu știu dacă... Da, știu. N-am mai trecut problema, acolo. N-am mai trecut pe acolo. N-ați mai trecut? Nu. Revin cei de pe crinul și spun așa că pe strada crinului s-a asfaltat, în paranteză reparat, carosabilul deteriorat în urma schimbării rețelei de apă până ieri. Azi au sânstrot totul și au plecat. Au reparat doar jumătate de stradă. Este bătaie de joc... Stradă ultracentrală, intens circulată. Da, este o stradă de cei care vin dinspre de pe Democrație, Democrație și fac stânga și ies în Transilvanii, folosesc drumul acela pentru a ajunge în cealaltă, pentru că cei care vor să ajungă în zona chimică o iau pe pe 23 august. Da. Este, pe Titulescu, da, e o situație, acolo ar trebui reluată toată lucrarea, adică acolo trebuie refăcută tot carosabilul, așa cum se așa întâmplă. Susțineau și cei de acolo, dar, mă rog, nici măcar lucrarea asta, înțeleg eu, o să verificăm făcută. Și mâine la fața locului. Iată, între timp revenim la uzinei, acolo unde am înțeles așa din informații, din surse, din fruntea Palatului Comunal, că în urma și a presiunilor din partea cetățenilor și din partea presei, a noastră cel puțin, săptămâna aceasta s-ar putea să vină să se miște ceva pe strada lor. Da. Să nu plouă doar. Da, din câte se pare nu va ploua, din ultimele previziuni meteo. Da, uitați cum poate aborda. Să știți că pe pasajul lui, eu am, ce se întâmplă, mai ies cu ăsta micul și îl plimb în zonă pentru că în altă parte nu am, e mai departe și am văzut de foarte multe ori aceasta. Nici cum deci cei mai, cum să spun eu, așa, n-au intrat cu mașini în zonă și l-au parcat undeva în zona adiacentă pentru a nu intra pe stradă în momentul în care ea era decopertată și aștepta lucrările de asfaltare. Tot în ideea aceasta să nu-și lovească mașinile, să nu le atingă pe jos, pentru că tot așa erau gurile de canalizare care erau deasupra și puteau să atingă mașinile pe dedesubt. Da, noi vrem asfalt, ca să închidem și acest subiect. Noi vrem asfalt, da. Noi vrem asfalt. Alții vroiau pământ. Pământ. Da, de pământ ne-am săturat. Tot primarul spunea ca să și facem... Trecerea la să zice, epilogă, da? Da. Primarul spunea că firma constructoare s-a angajat ca anul acesta să termine 30 din cele 43 de străzi câștigate și la primăvară restul să fie atacate și finalizate. Da. Dar nu este că vor putea să, dacă nu mai sunt, câte ori fi făcut până acum, că nu, chiar nu știm. Eu nu știu câte străzi au fost finalizate până acum. Știi că s-a finalizat, din zona mea s-a finalizat Siriului, s-a finalizat Islazului și Pasajului. Deci acolo totul e în regulă acum. Avem o intervenție telefonică. Bună ziua! Deci am dat telefon la toate emisiunile și să rămână, de luni și de ani de zile. Bună ziua, îmi cer scuze. Nu, nicio problemă. Acum 5 minute am intrat în casă. Deci pe strada Tăbăcari, da, cum se intră în spate la blocurile M1, M2, M3, M4, pe lângă casă, deci casa și pe urmă blocul, este o alee. Da. Pe aleea aia, când plouă, deci noi nu putem să intrăm. Am sesizat de atâtea ori. Mă, când toarnă asfaltă, toarnă-mă un pic și acolo, într-o parte, că... Domnule, nici cu pantofi, îmi cer scuze, sunt așa de obosită.
Nici cu pantoful nu putem să intrăm acolo. Dar cât de lungă este alea asta de care spuneți dumneavoastră? 20 de centimetri. 20 de metri. 20 de metri. Deci, pătă băcar, da. Este o casă gri pe dreapta și pe urmă alea pe lângă casă intrăm în spatele blocurilor. Nu ocolim parcul. Părculețul acela de copii nu-l ocolim. Am înțeles. Bun, da. Și deci, pe la primărie ați încercat să vorbiți cu cineva? Nu am întrebat la primărie, n-am încercat la primărie pentru că, detule... Dar în rest asta tăbăcare asfaltată? Da. Adică e asfaltat? Da, dar după tăbăcar, deci trecem de, deci după tăbăcar, când intrați pe tăbăcar, treceți de strada Grigore Alexandrescu și imediat în dreapta se face o alee. Am înțeles. Și în capăt este părculețul de copii. Nu ajungeți la părculeț. Da, cam asta ar fi, da, într-adevăr, accesul la deci, acel loc de joacă, da? M-au pus să sun și când plouă, ca să vină să vadă ce este acolo. Ori fi venit. Pot să intervin și eu? Vă rog. Da. Dumneavoastră ați făcut o sesizare scrisă către primărie? Deci am sunat și când și atunci știți cum se spune, copilul până nu plânge nu-i dă mama țâță. Trebuia să fi făcut ceva scris și să primiți un răspuns de la ei. Mă plâng la dumneavoastră, mă plâng la domnul Gheorghe Liade, mă plâng la domnul... Nu mă știu cum e... La toate emisiunile am sunat. Doamnă, e foarte bine că sunați și interveniți, dar de-aia v-am și întrebat și eu v-am întrebat și dacă... Și nu știu că vreau eu. Deci toți vecinii de aici. Deci este și... Vadul ăsta care trec din oraș, trec în dorobanți în partea ilată. Da, și da. chiar dacă ar fi fost numai problema dumneavoastră și era necesar să fiți sprijiniți să o rezolvați. Dar așa, dacă sunt mai multe familii afectate, mai multe persoane din zonă, sigur, primăria trebuie să intervină, să vă rezolve problema acolo. Da, faceți scris. Doamnă, mulțumim pentru intervenție. Sfatul nostru este până când... reușim noi, prin ceea ce facem noi aici, prin activitatea noastră, să vă și îndreptați către primărie o eventuală petiție semnată de mai mulți locuitori din zona respectivă. Cu argumentele pe care le aveți dumneavoastră, sunt convins că primăria va fi nevoită eventual să răspundă pozitiv. Eventual să atașeze câteva fotografii. Accesul la un loc de joacă, la un părculeț pentru copii, evident că ar trebui să fie rezolvată. Noi o să venim în zonă. Numai să nu fie un spațiu privat acolo sau un teren privat. Că... N-aș crede. Să vedem. O să vedem și verificăm și noi. Cineva ne întreabă ce părere avem despre incidentul de la școala Ion Creangă. Poliția locală se plimbă pe stradă, iar copiii noștri sunt păziți de agenți de pază pensionari. Oare la ce ne mai putem aștepta? Doamne ferește! Da, incidentul de la școala Ion Creangă este legat de un copil de clasa 7-a care ar fi fost agresat de doi elevi de liceu, clasa 11 sau a 10 sau 11. Eu cream că e școala 2? Când a ieșit 10, mi se pare, care numărul. A, 10 e cea din... Școala Ion Creangă este undeva pe Victorie, dacă nu mă înșel. Ion Creangă? După școala 6, da, pe stânga. A, așa, da, am înțeles. Dacă nu mă înșel, da, acolo este Ion Creangă. Și înțelegem noi că a fost vorba de acest incident care s-a produs în afara școlii. A fost așteptat acest copil de către cei doi tineri de liceu și agresat. Pentru că a îndrăznit, așa spune copilul, să intervină pentru a-l apăra pe un alt copil, un alt elev, căruia îi se cerea un fel de taxă, de niște bani din așa. Da. Mi-e teamă să nu fie vreo copie din asta. Știți că s-au întâmplat multe cazuri de genul la oameni din ăștia care... Adică chiar știu ce da, vor. Da, da. Așa, în ultima perioadă, ați văzut că au fost... Și copiii să facă, să imite mai pe știi, adulți. Mai știi. Da. E teribilismul vârstei mai mult. Bun. Problema pe care o supune atenției cetățeanul care trimis mesaj este legată de, într-adevăr, cum era, hai să zicem, cum era înainte și cum e acum. Dacă s-ar fi întâmplat un incident de genul acesta, dacă polițiștii locali erau de pază la școală sau cum s-a întâmplat acum, de exemplu, cu agenții de pază. Domnul, bună ziua! Agenții de pază
Nu pot să iasă din perimetru școală, nu, nu stau, pot să iasă din perimetrul școlii. La intrare. Nu pot să iasă din perimetrul școlii. Dacă se întâmplă pe trotuarul din fața școlii, n-au cum să intervină. Despre ce vorbim? Aici ar trebui să fie camere în zona respectivă și dacă în aria, deci de la intrarea în școală, de pe porțile de acces, se pot urmări... Nu, camere nu sunt. Ideea este și de a patrula, de a patrula în zona școlilor, mai ales atunci când copiii ies de la ora. Da, asta e altă poveste. Știu că există discutăm un protocol. De Poliția Națională aici. Și de Poliția Locală, stați-mă un pic. Da, și de Poliția Locală, cei care fac, da. Polițiștii de la... Nu discutăm de cei care de sunt la în incinta școlii. Da. Adică pot acoperi 4-5 școli, maxim. 4-5 unități de învățământ. Dar dacă tot îi avem în stradă, îi putem capacita la aceste ore în care se face schimb. De regulă acolo unde sunt probleme, că sunt școli unde nu sunt probleme cu copiii care ies de la școală sau intră de la școală. Acolo unde se sesizează cetățenii, părinții copiilor că apar astfel de situații, sigur, ar putea pentru o perioadă să țină sub monitorizare aceste zone când ies copiii de la școală. Tocmai în ideea de a preveni astfel de situații. Da. E un incident care nu a fost semnalat de conducerea școlii până ieri seară către inspectoratul școlar, măcar, pentru că e vorba de un elev care a fost implicat, chiar dacă s-a întâmplat în afara unității de învățământ. Știți cum era înainte? Că, de fapt, și acum este accident de muncă dacă te deplasezi de la muncă și dacă se întâmplă pe durata deplasării de la locul de muncă către casă. Așa și cu copilul. Dacă este pe durata deplasării către casă sau de la școală, de la casă către școală, este oare legat de... Exact, de activitatea asta. Da, da, da. Și aici ar trebui, da, într-adevăr, să se sesizeze și școala să... Da, până la urmă, incidentul ăsta repune pentru a nu știu câta oară pe tapet discuția legată de educația unor copii, pentru că să ajungi la liceu și să ai astfel de apucături... Preocupă, da. Da. E trist. Da, aici... Problema cea mai mare este a părinților care au copii care fac astfel de... Deci au astfel de activități. Deci să-i agreseze pe alții, mă rog, indiferent dacă le cer sau nu cer bani. Dar agresiunea asupra oricui este o faptă pedepsită până la urma urmei. Și părinții ar trebui să fie foarte atenți pentru că este perioada cea mai dificilă din adolescența timpurie, deci clasele a 9-a, 10-a, până mai târziu, până la finalizarea liceului, în care se conturează spiritul de gașcă, inclusiv personalitatea copilului poate fi afectată de anturajul, să zicem, neortodox, da? Care frecventează barurile, care are alte preocupări decât cele potrivite vârstei lor. Da? Și aici ar trebui să fie foarte atenți. Ne oprim puțin pentru o scurtă pauză de publicitate, domnul Iosif și dragi telespectatori. Revenim cu mesajele dumneavoastră și, evident, preluăm în continuare intervențiile prin telefon. O să avem și alte subiecte tot de actualitate și, repet, în a doua parte o să fie un subiect la care țin foarte mult. Așadar, publicitate, revenim imediat.